Să începem cu horoscopul. Bianca ne anunță o zi complicată mâine, iar astăzi o zi în care trebuie să discernem sau mai ales să stăm liniștiți, că era să zic vorba aia de circulă prin redacție. Bianca, neața! Bună dimineața, ai spus foarte bine, astăzi trebuie să stăm liniștiți, să ne încărcăm bateriile și să reflectăm asupra schimbărilor pe care vrem să le facem. În niciun caz nu este o zi bună să începem lucruri noi, azi doar le planificăm. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec, încearcă să nu îți încarci agenda inutil și să te focusezi și pe activitățile care îți plac. Este foarte favorabil, așa cum îți spuneam, să te gândești ce vrei să faci pe viitor și cum dorești să te organizezi. Taur, romantic vorbind, lucrurile o pot lua într-o direcție nouă, iar dacă ai avut un soi de timiditate până acum în a-ți exprima talentele, este perioada perfectă să le etalezi și să le împarți cu restul lumii. Gemeni, se întrevăd noi variante de a rezolva o situație la tine acasă sau din familie, însă îți recomand să nu iei decizii radicale, deoarece lucrurile încă sunt incerte. Rac, modul în care interacționezi cu ceilalți se îmbunătățește, poate în ultima vreme ai fost mai certăreț sau ai adoptat un ton mai tăios, însă te mai domolești nițel și se pare că vrei cu orice preț ceva nou în viața ta, dar momentan ești încă în ceață. Leu, dacă te confrunți cu anumite nesiguranțe, mai ales pe plan financiar, în loc să le negi, mai bine abordezi problema și îți planifici bugetul astfel încât să poți să te descurci în luna ce urmează. Fecioară, intuiția ta funcționează la cote înalte, așa că ar trebui să ții neapărat cont de ea. În plus, ți-aș recomanda să te gândești astăzi care sunt fricile care te-au ținut pe loc în carieră. Poate de multe ori un critic interior îți spune că nu ești suficient de bun în ceea ce faci, când dimpotrivă este exact pe dos. Balanță, nu este nimic ciudat astăzi să stai departe de o persoană care te încurcă un pic cu deciziile ei și te cam dă peste cap. Scorpion, astăzi se pare că ești mai puțin preocupat de carieră și te interesează mai mult fericirea ta personală, așa că nici ție nu ți-ar strica să notezi pe o foaie de hârtie care sunt lucrurile care ți-ar plăcea cu adevărat. Săgetător, se pare că la muncă ți se impun noi condiții de muncă și nu știu cât de încântat vei fi de acestea, probabil ți se atribuie noi sarcini. Capricorn, profită de ziua de azi pentru că ai oportunitatea de a învăța ceva nou sau de a pleca la un drum scurt care îți va face însă mare plăcere. Vărsător, dacă ai avut tot felul de superstiții în ultima vreme, îți recomand să scapi cât mai repede de ele și să-ți canalizezi toată energia într-o direcție nouă. Pești, ia în calcul toate posibilitățile pentru a îmbunătăți o relație, poate că lucrurile au mai scârțit așa nițel, însă ai șansa să rezolvi toate problemele. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim!